Biserica Sfântul Nectarie din incinta Spitalului Vechi este două zile în sărbătoare. Joi 8 noiembrie și vineri 9 noiembrie în lăcașul de cult au loc slujbe religioase la care sunt așteptați credincioși, dar și preoți din Suceava și din împrejurimi. Joi, începând cu ora 16, are loc slujba de priveghere în cinstea Sfântului Nectarie, iar vineri, între orele 7 și 13, slujba utreniei, acatistul Sfântului Nectarie, aghiazma mică și Sfânta Liturghie. În aceeași zi, de la ora 15, începe taina Sfântului Maslu și rugăciuni de dezlegare pentru cei bolnavi. Mulțime de credincioși au venit, poate cu pragul bisericii noastre, s-au închinat Sfântului, cerând ajutor. A rămas impresionant, fiind în mulțime, de minunile pe care le-am auzit de la oameni, petrecute în viața lor. Și cred că a fost și este de mare folos pentru credincioși care vin, și mai ales că în fața bisericii noastre se află secția de oncologie, clădire care a fost ridicată de către Mitropolitul Anastase Crim, că cel care a ridicat și mănăstirea Dragomirna. Aici sunt oamenii care suferă cei mai mulți. Credincioșii prezenți vor participa și la procesiunea cu Sfintele Moaște în incinta spitalului și cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. La finalul slujbelor dedicate hramului, credincioșii vor primi din partea bisericii pachete cu alimente. Un fragment din moaștele Sfântului Nectarie adus din Grecia este la biserica de la spital încă de anul trecut. În anul 1961, sinodul bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaștele sale, l-au declarat sfânt cu zi de prăznuire la data de 9 noiembrie, devenind astfel cel mai venerat sfânt din Grecia. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Nectarie și la mormântul său, fiind recunoscut ca ocrotitor al copiilor și tămăduitor al bolilor de tot felul.